Ziua Eroilor și Înălțarea Domnului au fost sărbătorite joi, 13 iunie, atât în Rădăuți cât și în localitățile învecinate. Ziua Eroilor a fost marcată la Rădăuți printr-o scurtă manifestare, astfel că în jurul orei 12 s-a format o coloană la primăria municipiului, care s-a deplasat către Monumentul Eroilor Neamului. Manifestarea a început cu intonarea imnului național a României, urmată de o slujbă de pomenire, după care s-au ținut alocuțiuni, iar la final reprezentanții administrației locale și ai celor mai importante instituții din localitate au depus coroane. Două instituții, armata și biserica, și două sentimente, credința creștină și patriotismul, au favorit neamul românesc. Poate au fost și alte elemente, dar în jurul acestor patru elemente, probabil că s-a favorit ceea ce suntem noi astăzi. De aceea poate că biserica și armata sunt unite și poate nu întâmplător, ziua eroilor este sărbătorită în fiecare an, într-una dintre importantele sărbători creștinești, respectiv Înălțarea Domnului. Hristos a înălțat, Sfinția voastră, Părinte Stareț, preacucernici părinți, reprezentanți ai instituțiilor fundamentale ale statului, avem rezerviști aici alături de noi, reprezentanții foștilor deținuți politici, reprezentanții partidelor, reprezentanții unităților de învățământ, și nu în ultimul rând, colegii mei din primăria municipiului Rădăuți. Și ne-am adunat cu toți astăzi aici pentru a cinsti memoria eroilor care s-au jertfit pentru ca noi astăzi să trăim într-o Românie sigură, să avem o viață mai bună și nu în ultimul rând să nu ne facem rău unul altuia. Și aici mă refer prin orice metode. Într-adevăr, așa este. Nu trebuie să mergi numai decât într-o bătălie să fie rău și, din păcate, s-a văzut și în ultima perioadă că sunt eroi și cei care au reușit să reziste și să-și poată exercita drepturile constituționale în limitele legii. Eu nu vreau să spun mai mult, pentru că dacă este să facem o sinteză a tuturor discursurilor din ultimii 30 de ani, o să vedeți că majoritatea sunt cam la fel. Așa că nu consider că este extrem de important ceea ce spunem noi aici. Important este să facem cu adevărat ceea ce ar trebui să facem și pentru ceea ce acești eroi și-au dat viața. Numai bine vă doresc tuturor și să ne vină gândul cel bun tuturor, măcar așa peste vreo 10 ani. Doamne ajută! Consiliul Local Rădăuți. Let's go.